Ce face copilul dumneavoastră aici? Știu că fiul meu, Vlad, implementează ceva funcționalități în cadrul diferitor proiecte. Adică ceva la calculator. Mi-a povestit că dezvoltă microservicii și face ceva cu Kafka. Sincer, nu știu dacă lucrează aici. De fiecare dată când îl sun, îmi spune că e în parc, în oraș, e plecat undeva peste hotare. Dar îmi spune mereu că lucrează. Chiar nu înțeleg. Ce proiecte a realizat? Eu am citit într-o postare pe Facebook că echipa în care lucrează fiul meu Ștefan face câte ceva important în fiecare lună pentru oamenii și orașul nostru. Băiatul meu mi-a arătat un fel de aplicație. Poți să vezi câte locuri din oficiu sunt ocupate, să-ți rezervi masa la care vei lucra, să afli care este temperatura din birou și care este calitatea aerului. Fain, nu? Wow! Cristina mi-a arătat cum pot să intru pe contul meu fără parolă, că mereu o uit. Vă imaginați? Telefonul îmi recunoaște fața. Acest video va fi văzut de copilul dumneavoastră. Ce ați vrea să-i transmiteți? Adriana, mă mândresc cu tine. Alex, ești cel mai talentat. Ține-o tot așa. Cristina, sunt foarte mândră de tine și sunt fericită că sunt mama ta. Căline, ești cel mai tare! Amintește-le părinților tăi că ești cel mai bun. Intră pe systems.orange.md, aplică pentru un job și descoperă o nouă rețetă de a lucra în IT. Și hai odată, când te însori, toate neamurile mă întreabă.